Bună seara! Sunt Anca Nicolae și vă invit la o ediție specială a emisiunii Viața Golfului. O avem alături de noi pe Alexandra Land, hairstylist. Bună, Alexandra! Bună! Vom dezbate împreună câteva metode neobișnuite privind îngrijirea părului, coafura și întreținerea tenului. Vom vorbi despre tunsul cu flacăra, despre coafura afro cu surubelnița și despre măștile cosmetice cu aur de 22 și 24 de carate. Alexandra, cum de-ai ales aceste metode nonconformiste în domeniul coafurii? Îmi place să cred că sunt o persoană open mind, îmi plac inovația și vreau să lucrez cu produse cât mai naturale în materie de înfrumusețare. Am înțeles. Din câte știu, tu ai o metodă foarte neobișnuită, tunsul cu flacăra. Ce presupune acest lucru? Tunsul cu flacăra se practică încă din antichitate, este readus în actualitate prin foarfeca termică, care, doar că aceasta este limitată, adică sigilează doar vârfetele din partea de bază a părului. În schimb, tunsul cu flacăra are proprietatea de a sigila atât vârful cât și lungimea. Lungimea părului. Da. Cui recomanzi acest mod de a tunde? Această procedură este recomandată tuturor persoanelor care au părul degradat sau ars. Să reținem însă că tunsul cu flacăra nu este un simplu tuns, practic este un tratament. Da? Un tratament de întreținere exact. A părului. Deci, practic, ce se întâmplă? Firul de păr degradat se despică la vârf. În momentul în care vin cu flacăra, despicătura aceea arde, da? Și se formează mici noduri, care nu mai dau voie să se deterioreze, ca părul să se Și ca să-și facă efectul acest tratament, cum îi spuneai mai devreme, de câte ori ar trebui să-l aplicăm? Ideal este o dată pe lună, în locul tunsului propriu-zis, practic. Practic, noi ar trebui să mergem cam o dată pe lună să ne tundem, da? Da. Așa ar fi ideal. Iar în locul tunsului propriu-zis putem să aplicăm tunsul cu flacăra. Este o metodă foarte neobișnuită, nu se sperie doamnele de această procedură? Da, am întâmpinat și astfel de... Din păcate, încă la noi, în Târgu Jiu, nu se practică acest tip de tunsoare, dar este foarte în vogă, cum am spus, este și un tratament. Practic, nu arde părul sănătos, el arde doar părul deteriorat, părul uscat, da? Bineînțeles că trebuie să deții tehnica acestui tuns cu flacără, pentru că dacă nu putem încerca asta acasă, clar. Despre tunsul cu flacără, acum, cum procedezi tu mai exact? Care sunt etapele? Care sunt pașii? Păi, în primul rând, se pulverizează o soluție. Da, care are, practic, în timpul răsucirii firului de păr, această soluție adună firul sănătos, îl unește, da, și ies în relief doar despicăturile, doar firele de păr arse. După care vin cu flacăra, da, și practic după asta vine un tratament, da, cu ulei de ricin, argan și migdală. Clienta este ținută la cască sau la climazon timp de 30 de minute, după care spălarea părului. Deci, pe lângă tunsul propriu-zis, este și tratamentul. Am înțeles. Nu e foarte costisitor, în principiu. În ce sens? Costisitor, adică nu e... Nu ar trebui să ne speriem de... Nu. Din contră, deci... Asta trebuie să înțelegem noi, că este un tratament. Adică o clientă care intră în salon și vrea un tuns cu flacăra, nu neapărat trebuie să se gândească, wow, ce mult mi-am schimbat look-ul. Nu. Uh-huh. Pentru că este într-adevăr o tunsoare, se pot realiza și tunsori, de exemplu, dintr-un păr mare, pot să realizez un bob din flacără. Dar eu merg mai mult pe ideea de tratament.
Și se văd rezultatele după cât timp? Automat, ca orice tratament, cam după 3 luni de zile, ar însemna 3-4 ședințe. Deci niciun tratament nu dă randament peste noapte. Am înțeles. Povestește-ne un pic despre îngrijirea părului, despre cum, ce putem să facem noi acasă, de exemplu, ca să avem un, să ne menținem părul sănătos. În primul rând, trebuie să știm cum să ne spălăm părul, să începem cu spălatul părului, da? Se fac două șamponări. După prima șamponare, dacă nu ies acei clăbuci, automat urmează o a doua șamponare. Ultima limpezire trebuie să fie cu apă puțin mai rece decât de obicei, decât cum folosim noi de obicei. Bineînțeles, aplică un tratament sau o mască sau balsam, da? Uscatul cu fionul nu prea este acceptat, dacă ar fi ideal vorbind, da? Așa... ar fi bine să ne uscăm cât mai natural posibil și să ne facem măcar o dată pe săptămână, indicat ar fi de două ori pe săptămână, câte o mască, ba cu un ulei de ricin, ba cu vitamina A. Sunt o felul de măști acum, le găsim și pe internet și destul de bune. Cum se aplică, de exemplu, un tratament cu ulei de ricin, dacă vrem să ne-l facem acasă? Uleiul de ricin, spălarea în prealabil a părului, da? Lăsat cât de cât așa umed, după care cu un tampon de vată punem la rădăcină, da? Ideea este că uleiul de ricin este puțin mai viscos, este bine în prealabil să-l încălzim puțin în apă caldă și după aceea să stăm cu el peste noapte. Deci putem să stăm peste noapte, a doua zi ne spălăm din nou pe cap. La salon, de exemplu, dacă ne-l facem la salon, un tratament cu Dacă este la salon, se pune un prosop cald, da, deci tot așa, se spală în prealabil, se tamponează scalpul cu uleiul de ricin, după care se ține la climazon clienta sau la cască, la cască timp de 40 de minute cu un prosop înmuiat în apă caldă. Am înțeles. Ideea este și sfatul meu este ca în momentul în care ne ducem să ne cumpărăm o mască, să nu luăm mască cu extract de ulei de ricin sau cu extract de ulei de argan, da? Este bine să ne cumpărăm exact esența. În primul rând, este și mai ieftin, e mai puțin costisitor, este mai natural și rezultatele sunt mult mai vizibile. Și, da. Pe părul nostru, în funcție de anotimp sau de momentele zilei, poate să se degradeze, poate să-l afecteze noxele din mediul înconjurător. Ce recomanzi pentru... Atât vara, da, cât și în perioada iernii, părul nostru are nevoie de hidratare. În perioada iernii, gerul care ne atacă părul, da, ninsoarea, vremea, toate acestea deshidratează. Ok, noi avem nevoie de hidratare. Părul nostru, dacă îl ținem strâns tot timpul, rădăcina noastră se slăbește, da? Dacă... îl lăsăm pe spate, vorbesc acum în perioada iernii, se electrizează de paltoane, da? Sau de hainele de lâniță. În perioada verii, apa sărată, de exemplu, de la mare, excesul de sebum, deci toate acestea deshidratează părul. Și atunci noi avem nevoie de un tratament corespunzător, cu ceva foarte gras. Atenție, nu se folosește lămâie. Persoanele care au părul foarte gras, da, dar am auzit și clientele mele venind că uite, mi-am făcut un tratament acasă cu lămâie, total greșit. Deci lămâia se folosește doar la părul gras. Lămâia, în general, citricele, deshidratează. Dacă vrem o decolorare naturală a părului, ce ne recomanzi? Se poate? Se poate decolora părul natural? Eu auzisem, de exemplu, de un tratament cu miere care ar deschide un pic părul și... Da, da, există. Plus de alta, mierea și hidratează. Da, există. Acum, și asta ține și de pigmentul părului. Deci nu pot să spun, da, la toată lumea e valabil acest lucru. Cum crezi că e moda de astăzi? Trendurile? Care ar fi trendurile?
ce folosesc ori, ca coafură, să spunem. Ca și coafură. Da. În rândul tinerilor. Din păcate, și cel puțin asta e părerea mea, observ că majoritatea adolescentelor, mă refer la fete acum, majoritatea adolescentelor sunt toată ziua cu placa în păr. Fetelor, placa nu mai este un must-have, da? În perioada asta de adolescență sunt zeci de alte coafiuri, cum ar fi împletituri cu panglică, împletituri simple, fishtail-ul, șuvițe creponate, culori cât mai vibrante, să nu încercăm să fim chiar așa clasice ca la 30-40 de ani. Încă e perioada noastră de nebunie, încă e... Există tendința asta a fetelor tinere să arate ca cele mai în vârstă, da, și, da. Și cele în vârstă să arate... Exact, și persoanele de vârstă a treia să încerce să arate ca... Da, dar din punctul meu de vedere, fiecare vârstă are un farmec al ei aparte și... Crezi că... Este bine să păstrăm acel moment, pentru că în perioada de adolescență nu mai trecem, dar în schimb, de la 30 de ani avem timp. Crezi să fim clasici. Dacă ar fi să vină, de exemplu, pentru un tuns cu flacăra, pentru un tratament cu flacăra, așa, cine ar putea fi mai interesat? O domnișoară, o doamnă? Ar fi interesat, cel puțin la prima vedere, și la ce persoane vin, sunt adolescenți. Deci adolescentele. Persoanele cam mai clasice, mai de vârsta a doua, deja nu mai au nebunia aia și așa. Tot timpul am senzația, ok, dar extintor aveți dacă v-am dat foc la păr, da? Nu se pune problema, vă dați seama că trebuie să stăpânești puțin, că nu poți să riști. Am înțeles. Alexandra folosește o altă metodă nonconformistă, o coafură afro, cu șurubelnița. Cum îți vin ideile astea, Alexandra? Nu ți-e frică să le adopți? Așa cum am spus la început emisiunii, îmi place foarte mult inovația. Mai mult decât atât, atât tunsul cu flacărat, cât și coafiura afro cu șurubelnița, sunt folosite și de mari stiliști ai lumii. Mie îmi face foarte mare plăcere să fac chestia asta într-un oraș în care încă toată lumea tinde să meargă la o nuntă cu bucle și părul prins. Da, 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 cu sărmăluțele. Cu... Exact, nu se mai poartă. Ideea e să ne arătăm noi personalitatea noastră. Foarte mult contează. Uite, o să rugăm regia să dea drumul la material. Avem niște poze făcute în studioul Alexandrei. Da. Ia să ne uităm. Uite, astea sunt pozele cu tundem cu flacăra. Da. Uite, la tunsul cu flacăra avem, putem și cu chibritul și cu... Da, numai... cu chibritul realizez filajul părului. Da. Da. Tu ai un instrument cu care arți, l-am văzut acolo în imagine, să vedem, da? Da. Da, bineînțeles că pot să folosesc brichetă, lumânare, chibrituri, tot ce e o sursă de flacără. Uite, așa se arde părul și se fac nodulețele alea de care ziceai. În momentul tratamentului cu ulei de ricin și argan, cum ziceai că faci tu măștile acelea, nodulețele alea dispar? Dispar, de ce? Pentru că în momentul în care am ars, da, practic nodulețul ăla înseamnă deshidratare. Da? Uite, avem și imagini cu șurubelnița. Da. Uite cum se practică această... Uite, da, de ce cu șurubelnița și nu cu un alt instrument? Pur și simplu așa mi-a venit mie. Deci așa m-am gândit că, în primul rând, pentru că are patul acela mai subțire, uh-huh, da, decât un ondulator sau decât o placă și așa, iar afro înseamnă destul de creț. Creț, exact. Da. Da. Și astea sunt în vogă acum, coafiurile afro. E și cumva ușor de manevrat, că are mânerul acela de... Da, bineînțeles că poți folosi și un cui, doar că e mai greu pentru că în momentul în care
prins, da, de capăt, cuiul... Poate să încindă. Exact. Să încindă și să te... și oricum e incomod. Foarte interesant, Alexandra. Uite, avem imagini cum a ieșit coafura. Da. Da. Deteriorează, arde părul această tot procedeul acesta. Nu la fel de mult ca o placă ondulator sau un feon. Deci nu arde. Și plus de alta, de ce majoritatea clienților sunt mulțumite? Pentru că durează destul de mult. Deci coafiura rezistă cam o săptămână și ceva. Bineînțeles că contează că nu punem pe păr o soluție permanentă care ar deteriora și părul destul de mult. Eu am asistat la tot procesul coafurii cu șurubelnița și durează foarte mult. Durează... În funcție de lungimea și densitatea părului, durează cam 2 ore jumate, 3. Deci e un procedeu destul de costisitor. Dar rezultatele sunt pe măsură. Sunt da. Pe măsură. Deci încă n-a fost cineva care să nu-i placă. Avantajul acestei coafuri este și că ține, durează mai mult. Adică dacă ne facem cu placa sau cu ondulatorul... Aia înseamnă zilnic, da. Nu neapărat. Mă refer că nu ține o săptămână. Se lasă buclele, dar fiind așa încrețit... Da, durează, eu zic o săptămână, poate să dureze și mai mult, în funcție de cum, când decide clienta să spele părul. Uh-huh. Alexandra a venit pregătită să ne arate și instrumentul cu care tunde cu flacăra. Îl avem? Da, o să-l arătăm data viitoare. Să putem să-l întindem așa o mână, să-l apucăm de acolo. Da. Da, e un pic mai departe de noi instrumentul acesta. Da. Da, se vede în poze. Da. Foarte interesante procedeele acestea. Putem să mai dăm o dată imaginile, dacă nu acum... Ia, să le mai vedem o dată. Să... Ia, uite. Acesta este instrumentul. Da. Cu care... Pe știla care arde Alexandra părul. Ardem părul pentru a-l însănătoși. Exact. Da. Despre tendințe în coafură, ce poți să ne spui, Alexandra? Sunt foarte multe. De exemplu, care se păstrează și de anul trecut. Împletiturile sunt sunt în trend. Bobul, la fel, atât scurt cât și lung. Buclele acelea mari, da, răsucite spre spate. Începe, de fapt, o să vină și la noi moda, o să revină, practic, da, că prin anii 2000 era moda cu acela cu bretonul acela drept până atinge, vârful bretonului ating ochii. Exact. Ochii, da. Apare și look-ul wet, adică îți dă senzația de un păr umed, da? Dar practic este realizat din gel. Mm-hmm. Da, da. Așa. Cum era ceara. Exact, aia. Exact. Numai că aceeași consistentă, practic, pare, nu? Da. Iar împletiturile de toate felurile. Și tu ziceai că recomanzi împletiturile cu fundițe, cu... Da, da. Cu fundițe, cu panglică, fiștei, coada aceea de pește, împletiturile în 3, în 4, în 6, grătarele. Grătare? Da. Folosesc acum mai nou și îmi plac foarte mult ca produse spumele acelea colorate, da? Care după ce te speli pe cap deja nu mai ai culoare, dar în special la adolescenți. Culorile alea mai vibrante, printre împletituri dau foarte bine. În materie de culori, ce... Anul acesta se poartă culorile cât mai aproape de pământ, adică culorile mai pământii, mai... Cred că s-a blocat imaginea. Da? Nu s-a blocat? Da. Da, vorbeam despre culori. Practic sunt culorile astea mai pământii, un blond închis, un blond miere, un blond arctic, un roșcat mediu, da?
Cam astea ar fi... Blondul acela platinat se mai poartă? Platinat. Se poartă, dar sunt foarte puține, cel puțin din experiența mea, sunt foarte puține persoane care mai adoptă astfel de blond. Este și pretențios și... Acum, parcă, nu știu, parcă s-au săturat clientele și noi, femeile, în general. De bază, adică roșcatul ca bază, negru ca bază. Acum vrem, ba un negru albăstrui, ba un blond miere, ba un roșcat mahon. Deci deja începem să avem mai multe, la, să avem întreagă paletă. La un păr vopsit, de exemplu, cum e, dacă e blondul ăsta care deteriorează părul, recomanzi un tratament cu flacăra? Da, clar, da. Deci recomand tratament cu flacăra tuturor, pentru că nu există un păr sănătos. Deci, din punctul meu de vedere, ca și stilist, eu nu am văzut la nimeni un păr, să zici, vibrează de sănătate. Pentru că, vrând nevrând, astea sunt timpurile. Stresul, alimentația, lipsită în minerale, deci contează foarte mult. Iar eu consider că tunsoarea asta cu flacăra ajunge spre apogeul sau, nu știu să, cum să, să... Deci, perfect, perfect, nu ai cum să fii, da? Dar cât de cât mi se pare cea mai bună metodă spre a ajunge spre perfecțiune. Pentru că vârful unui fir de păr nu înseamnă doar aici, da? Sau aici. Da. Vârful unui păr, fir de păr poate să fie și la mijlocul, pe lungime, da? Ei, în momentul în care bag acea foarfecă care acum a apărut, da? Eu automat foarfeca nu pot băga de la mijloc, da? De pe lungime, o bag doar la vârfete. E, tunsul cu flacăra este altceva. Ajunge și la vârful acela de pe lungime. Avem nevoie de măști de păr, spuneai. Avem nevoie de tratamente, avem nevoie să ne îngrijim părul. Și pe noi, în general. De la ce ne afectează firul părului sau părul în general? Ce, din mediul înconjurător, de exemplu? Cam tot. Și nu doar din mediul înconjurător, cât și din alimentație, din starea noastră psihică. În primul rând, vremea, da, pentru că nu contează că e caniculă, că e vreme, știu eu, geroasă și așa, automat părul nostru, cum am mai spus, are nevoie de hidratare. Din alimentația noastră, lipsită în zinc, magneziu, așa. Astea ar fi, deci ar fi multe motive. Ideea este noi să încercăm să ne luptăm cu câteva din câte putem sau să ne aplicăm niște tratamente și cel mai bine ar fi, chiar dacă ne facem acasă tratamente, este ok, dar măcar o dată la nu știu câte luni, să dai o vizită până la un salon de frumusețare, să-ți spună un specialist, exact, despre ce e vorba. Exact, acolo, da. Că... Poate tu consider că, ok, uite, fac tratamentul ăsta cu gălbenuș de ou și cu lămâie și mi se pare extraordinar de bun. Ok, ție, probabil, ți se pare bun, dar în momentul în care te duci la un specialist, poate nu-i de părere cu tine. Am înțeles. Vom vorbi un pic și despre tratamentele faciale. Spuneai tu că deții niște măști pe bază de aur. Da. Cum ne ajută acestea? Deci este vorba de masca cu aur de 22 și 24 de carate. La fel ca și tunsul cu flacăra, este adusă din antichitate. A apărut, cred că anul trecut, prin Statele Unite și acum a apărut și la noi în țară. Este, deci, practic, acest tratament cu aur este 100% natural. Nu provoacă alergii, are un efect antiinflamator și, în primul rând, toate acestea duc la dispariția ridurilor. Deci, chiar dă rezultat în acest sens. Și previne, dar și elimină ridurile. Plus de alta apare elasticitatea pielii.
partea aiurea este că noi, și cred că majoritatea femeilor sunt de acord cu mine, preferăm să ne îmbâxim tenul. Adică, ok, mi-au apărut niște pete pe față, imediat pun fond de ten, nu se mai vede. Ok, noi ascundem. Dar sănătatea unde este? Noi trebuie să avem grijă de tenul nostru, da? Trebuie o curățire adecvată. De câte ori trebuie aplicat acest tratament? Din punctul meu de vedere, n-ar trebui să fie câteva ședințe sau să aibă o limită. Dar totuși, cred că după 5-6 ședințe, rezultatul scontat 5-6 începe. Ședințe... Înseamnă 5-6 luni. Deci, da, o dată pe lună. Da, consecutive. Lună. Atenție, cum am mai spus, niciun tratament nu se face peste noapte. Adică vin luna asta, așa mai stau 3 luni, nu mai fac și după aia vin luna viitoare. Deci așa nume. Da, acest tratament nu conține substanțe nocive pentru tenul nostru? Nu, tocmai asta am spus. Deci aurul este 100% natural. Colagenul care îl luăm noi dintr-o cremă, da? Aurul deja îl are. Antiinflamatorul care îl luăm noi dintr-o cremă, da? Aurul deja îl are natural. Dar e aur-aur? Aur-aur, da, de 22 și 24 de carate. Cum se poate așa ceva? Cum poate să fie transformat aurul într-o... Sincer, la procesul ăsta de tehnologii nu m-am gândit. Dar este o metodă foarte bună. Dar e o metodă scumpă? Este destul de costisitoare, în ideea în care ați ajunge și la 300 de lei ședința. Acum, eu în Târgu Jiu nu. Eu în Târgu Jiu o fac cu 60 de lei. Asta ar fi. Este și puternic antioxidant. Antioxidant, asta are legătură? Ce mai e antioxidant pentru... Practic, evită îmbătrânirea prematură. O previne? Da. Poate să o și previne? Da, da. Am înțeles. Niște metode destul de neobișnuite. Despre masca cu aur am mai auzit așa aici colo, nu am practicat niciodată. Cum o simți? Că bănuiesc că tu ți-ai folosit. Da, simți fața foarte luminoasă. Deci chiar dacă poate acum parcă exagerez, simți, ai o strălucire, parcă ai ești cu aur. Deci parcă o ai aurită. Am înțeles. Prin urmare, Alexandra, tu reușești să îmbini așa tradiționalul cu trendul și să ieși în evidență prin metodele tale proprii. Sunt foarte inovative. Ce poți să... Ai un mesaj pentru telespectatoarele noastre? Da. Să ținem cont că suntem femei, da? Iar părul nostru și tenul nostru este cartea noastră de vizită, la fel ca și unghiile, da? Oriunde ne-am afla, că am fi la serviciu, că suntem la piață, că degeaba vezi o doamnă bine, da? Te uiți vestimentar vorbind, vezi o doamnă bine, dar dacă te uiți la rădăcina părului, este nevopsit de nu știu cât timp. Sau... Eu merg pe ideea asta, decât dacă știi că nu te ții de vopsea, așa, prefer să nu-l mai vopsești, dacă nu este regulat. Așa. Asta le transmit telespectatorilor, să avem mai multă grijă de noi ca până acum, un 5 minute în plus, nu strică niciodată. Să ne facem dacă tradiționalul ăsta și trendul cumva se combină modul ăsta brutal, să-i spunem, arsul, șurubelnița care exact. Cu inovația așa.
Spune-ne cum le convingi, cum le convingi tu pe telespectatoarele noastre să-și, să vină să le aplici o coafură cu jurubelnița sau... Păi, este foarte simplu acum de convins, deci nu poți să obligi omul, e clar. În momentul în care îți dorești o coafură care să te țină o săptămână, da, fără să degradezi părul, asta este un motiv pentru care ar trebui să vină. În momentul în care îți dorești, și măcar de curioasă, dacă ar fi să vezi cum ar fi tunsul ăsta cu flacăra, trebuie să încerci, deci nu te costă absolut nimic. Dar eu chiar cred în ele și sunt foarte sigură pe ceea ce fac și... Deci nu, poate să vină oricine să spună, uite că nu, că s-ar putea să greșești, că așa. Nu, pentru că știu că nu doar eu fac lucrul ăsta. Eu probabil în Târgu Jiu, dar nu... Doamnele pe, sau domnișoarele pe care le-ai ars cu flacăra, le-ai ars părul cu flacăra, ce spun despre, cum se simt după tratamentul ăsta? Au fost foarte, sincer, chiar au fost foarte mulțumite și am multe care, acum își termină tratamentul, am multe persoane care au început de 4 luni, cam așa. Și își termină tratamentul. Stau iar, la fel cum mi s-a spus, stau 2-3 luni și revin. Sau nu neapărat, dar pentru început, asta este. Deci un tratament durează cam 3-4 luni, după care e o pauză. Okay. Și cât în timp, cât de des trebuie să facem tratamentul ăsta? O dată pe lună. O dată pe lună, nu, dar zic că... Facem 3 luni, de exemplu, 3-4 luni, da, orice tratament, lună. Cam după 3 luni să văd rezultatele. Să văd rezultatele, da? Și după aia, când putem să ne-l aplicăm din nou? Adică e un timp, după 3 rămâne, ani, după... Nu. Rămâne la latitudinea fiecăruia. Cum se simte? Exact. După sau... Deci nu... Ideea este că, oricum, semne de îmbunătățire se văd 100%. Acum, nu se văd imediat, nu, dar... Nu se văd imediat, clar, nu se văd imediat. Mă zic, la orice tratament. Nu. Am înțeles. Da, emisiunea noastră o să se apropie de final. Spuneai că... metoda asta tunsului cu flacăra e practicată din antichitate. Da. Cum crezi că făceau pe vremea aia? Cum, cu ce și-ar deau părul, de exemplu? Nu știu, n-am idee, nu m-am interesat așa în mod deosebit chiar de... Dar probabil că și ei au realizat că asta... E ceva benefic. Crezi că îl foloseau ca tratament sau pur și simplu așa se tundeau? Nu, eu cred la început că așa se tundeau. Da, nu cred că se gândeau la tratamente capilare atunci. Am înțeles. În schimb, da, Cleopatra la masca cu aur se gândea. Da, Cleopatra făcea mașcă cu aur. Se și machia, avea și un machiaj. Da, avea un machiaj al ei. Deosebit. Mai povestește-ne, Alexandra, despre cum vezi tu astăzi, cum ți se pare, tinerii din ziua de azi, în special fetele, au grijă de felul cum arată sau... Să acum zicem, eu vorbesc la general. În Târgu Jiu, hai să particularizăm. Pe Târgu Jiu, cum vezi orașul ăsta? Asta văd și, din păcate, cam asta e realitatea în care trăim. Majoritatea tind adolescentele, da? O să vorbim de fiecare vârstă în parte. Majoritatea tind să se îmbătrânească. Majoritatea tind la 18 ani să ai părul întins cu placa perfect, da? Ca și cum ai avea un loc de muncă unde trebuie să fii îmbrăcat la costum. Nu te caracterizează. Stilul tău, probabil, este să fii rebel. Ești adolescent, ești îndrăgostit, ai problemele tale, nu te gândești la bani, nu te gândești la viața ce pui mâine pe masă, da?
ai cine să se gândească la chestiile astea, că sunt părinții în spate. Și asta, cam asta ar fi. Iar adolescenții la fel, fetele, da? Sunt foarte multe produse, atât pentru față, cât și pentru păr. Nu ți se pare că le folosesc prea mult, de exemplu, și placa și tot felul de... Ba da, din păcate cam asta e realitatea. Folosesc foarte, foarte mult placa și nu mai este un must-have. Deci chiar placa a ieșit din trend de vreo 2 ani și noi tot folosim. Se și întinde cu placa, se fac și bucle cu placa. Bine, hai să zici, buclele sunt așa, da, toată ziua să fii cu... părul în placa aia tot timpul, deja se arde. În momentul în care ajungi la 30-40 de ani, ce faci? Aia e toată ideea. La fel și machiajul. Deci, tinerile din ziua de astăzi ar trebui să aibă un machiaj mai finuț, mai... Nu, se prea încarcă. Parcă e o discordanță, așa, unele sunt foarte aranjate și altele nu sunt aranjate și nici îngrijite deloc. Exact. Impresia asta o am. Perfecțiunea aia caligrafică a machiajului, cum ți se pare, a trăsăturilor lor? Este, sau cel puțin din ce văd, puține fete sunt și chiar mă uit pe stradă și tot timpul când văd câte o fată așa cu niște tenis din aia mari, cu părul prins într-o parte sau în pletitură, așa, zic, wow, de-ar fi toată lumea așa. Majoritatea se machiază foarte strident, se machiază de club. Deci, la școală nu te machiezi de club sau... Ok, dacă ești obișnuit. Sau cel puțin te machiezi la sâmbătă când te duci în club, dar în timpul zilei încearcă să folosești un demachiant bun, să folosești o apă tonică și o cremă. Și cu cremele foarte mare atenție, pentru că nu toate sunt speciale pentru vârsta noastră sau nu putem să ne ducem să luăm o cremă de la mama, hai să ne dăm și noi. Pentru că o să ajungem și noi odată la vârsta mamei și asta ar fi așa. Iar persoanele de vârsta a doua, cam în oraș, la cum privesc lucrurile, ele cam intră în tipar. Adică mai sunt persoane așa cu vopsitul care nu se prea țin de... V-am spus părerea mea, dacă nu ești în stare să te ții de un vopsit, mai ok să nu te vopsești. Ești mult mai naturală, ești mult mai frumoasă. Așa. Iar persoanele de vârsta a treia. Acum este bobul, care caracterizează persoanele de vârsta a treia foarte, foarte bine. Deci să vezi o bătrânică așa cu un breton într-o parte, un blond șampanie, un bob, îți îndulcește trăsăturile, le îmblânzește. Da. La noi tendința este permanentul. Scurt și permanent. Într-adevăr, părul este mai rar, începe să se vadă scalpul, începe să apare calviția, da? Totuși, mai sunt și alte... Dar cum? Nu încep așa și persoanele de vârsta a treia, de exemplu, să mai renunțe la un permanent, să mai observi cumva chestia asta? Nu, foarte puține. Tocmai de asta. Că acum, știți cum e, moment, riscul meseriei, adică deja ochiul l-ai format și te uiți și pe stradă și așa. Sunt foarte puține, deci eu nu vorbesc de toată lumea, vorbesc în general. Mai sunt și persoane care se întrețin. Dar nu înseamnă neapărat că dacă te întreții trebuie să ai bani. Deci e total greșit. Faptul că îți dai cu o cremă bună pe față înainte de culcare, faptul că te duci și te tunzi și îți faci un permanent, deci, același bani te costă și dacă că îți faci o dată și dai o grămadă de bani. Da. Și atenție, greșeala foarte mare care o fac majoritatea, văd și clientele mele care vin cu permanentul. Ele au impresia că, ok, mi-am făcut permanent și 6 luni eu nu mai am treabă. Nu e adevărat. Deci 6 luni de acum ești obligată să spui bigudiuri tot la 2-3 zile, după fiecare spălat pe cap. Deci e o muncă în plus. Altfel, permanentul nu mai are nicio noimă, pentru că o să stea tot timpul ciufulit. Deci asta e. Dar mentalitatea este asta. Sau mai vin cliente, eu aș vrea un semi-permanent, nu un permanent. Semi-permanent nu există. Adică
vreau să spun permanent, că practic nu este permanent, este pe 6 luni, da? Dar nu există nicio diferență între semi-permanent și permanent. Este același lucru. Că semi-permanentul am auzit că nu arde. Arde mai, la fel ca permanentul. Total greșit. Nu există așa ceva. La fel e, cum este permanentul pentru bucle, este și permanentul pentru întins părul. Unde acolo am foarte multe dornice pentru, de-aia spun, placa încă la noi este în trend. O să te întreb cum putem, e o curiozitate personală, se poate decolora părul fără să fie afectat? Dacă eu mă hotărăsc să din brunetă să devin blondă. Din punctul meu de vedere, părul, asta ce înseamnă? Asta înseamnă decolorare sau decapaj. Decolorare înseamnă pudră decolorantă, da? Și cu oxidant, cu partea de apă oxigenată, da? Destul de ridicată, adică 9-12%. Din punctul meu de vedere, asta distruge părul. Dar sunt excepții. Persoanele care au foarte mult sebum, cărora li se îngrașă părul foarte, foarte repede, da, le este sugerat. Acum revenind la întrebarea care mi-ai pus-o tu, Anca, cu faptul că dacă vrei să devii din șatenă sau din, dacă ai părul negru, să devii blond. Nici un salon nu permite chestia asta. Adică, tu din negru, da, să treci la blond, din prima nu ai cum. Iar decolorarea, dacă ai veni la mine, eu ți-aș face-o treptat. Adică prin șuvițe. Luna asta îți fac câteva șuvițe. Luna viitoare îți fac mai multe. Și încet, încet încerc să-ți deschid părul, ca după aia să-ți aplic blondul. Dar din prima nu ai cum. Am înțeles. Cum spuneam, Alexandra, îmbină tradiționalul cu trendul și a reușit să iasă în evidență prin propriile ei metode. Reamintim tunsul cu flacăra și coafura cu șurubelnița. Am vorbit și despre măștile cu aur. M-am convins că nu o să mă fac blondă. Tu, de exemplu, ai nevoie de decolorare? Nu. Eu în momentul în care deja sunt blondă, nu. Nu. Dacă aș fi avut un șaten, da, mă decoloram ca să-mi pun un blond. Dar în momentul în care eu sunt deja blondă, mă vopsesc... Deci ești blondă natural? Nu. Deci am fost șaten natural, da, deschis. Și atunci, la fel, pentru prima dată, eu m-am decolorat ca să am acest blond. De cât timp? De cât timp? De prin clasa 10, cam de pe vreo 9, 10, 11, 12 ani, cam așa, 13. 12 ani. În 12 ani să fii blondă? Da. Blond este o culoare foarte pretențioasă, foarte pretențioasă. Știu, am încercat și eu. Pe Alexandra o putem găsi pe Facebook. Da. Unde găsim pe Facebook? Land, Florina Alexandra. Da. Și o să puteți apela oricând la ea pentru sfaturi în domeniul coafurii și cosmetici. Oricând, cu mare plăcere. Noi îți mulțumim, Alexandra, pentru prezența ta în emisiunea noastră. Vă mulțumesc și eu, dumneavoastră, pentru că a stat în fața televizoarelor, în special doamnelor, astă seară, le mulțumesc din suflet. Vă spunem la revedere, o seară frumoasă și urmează rubrica La fața locului.